Azi am primit scrisoarea. E de la soția mea. Este stropul care face să se reverse puhoiul. Un pasaj parcă mă urmărește într-una. Mă urmărește și parcă mă îndeamnă. Dacă ai fi plecat atunci când te-am rugat și te-am implorat, ce bine ar fi astăzi. Nu trebuia să te gândești la noi. Numai la tine trebuia să te gândești. Dacă m-ai fi ascultat. Până aici am citit. Restul nici nu vreau să-l știu. Restul nici nu mă interesează. Numai la mine trebuia să mă fi gândit. Dacă m-aș fi gândit numai la mine, tot ce aș fi putut fi pleacă de la un simplu dacă. De un dacă atârnă soarta omului. Dacă, dacă. Ce cuvințel a furisit. Uite, uite sfârșitul. Uite-l. Pun mâna pe el și e rece. Mă așteaptă. De atâtea ori am privit moartea în față și niciodată nu mi-a fost frică. Mai mult mi-a fost frică totdeauna de viață. Moartea e doar punctul care sfârșește fraza vieții. Viața îi chinuie pe oameni. Moartea îi tămăduiește. Omul care vrea să moară de bunăvoie este doar un călător obosit, istovit de atâta drum și caută odihnă. Pe el nu-l interesează ce a lăsat în urmă sau ce ascunde ziua de mâine. Numai odihnă. Balsamul sufletului este odihna. Omul are nevoie de milă și numai de milă. Singură, mila poate să-l îndemne pe om să tragă de jugul vieții până la capăt. Fără a-i simți prea cumplit povara. Niciodată nu am avut inima mai ușoară, mai împăcată, mai senină ca în clipa asta. Mă va lovi întunericul și totuși
Nicio părere de rău nu mă tulbură. Este pentru prima oară când sufletul nu mi este tulburat de nicio speranță. Și ce sigur e omul fără speranță. Îmi vine a crede că speranțele sunt pricina tuturor nenorocirilor omenești. Omul hotărât e cel mai puternic. A sosit ceasul. Uite, au răsărit zorile și îmi bat în geam. Nu mai bateți! Nu mai bateți! Nu mai bateți! Sunt gata! Altădată mi-aș fi dorit să-mi scald ochii în lumina zorilor. Acum, nicio lumină nu mă mai cheamă. Acum, doar întunericul mă strigă. De ce nu e rece pistolul? Pun gura țevii la tâmplă și nu e rece. Mângâi trăgaciul și nu e rece. Acum doar o apăsare ușoară mă mai desparte. Acum sunt pe pragul dintre două lumi. Acum.